FC Corbe Dilul Pitești 0-3, ASC Ofrângeni CSE Domnești 2-2, Deportivo Mălurenea Sărătești 8-1, AS Mușătești Stejarii Belese Negrești 4-1, FC Dănuț Coman Șoi Mitigveni 1-6, AS Băiculești Vulturii Priboieni 3-2, AS Drăganu Flacăra Leordeni 6-0, Voința Budeasa Unirea Călinești 5-0, AS Oarja AS Cătească 4-1. După 13 etape, în fruntea clasamentului se află Voința Budeasa, 13 victorii. În seria Sud s-a jucat etapa cu numărul 12. Iată rezultatele înregistrate. Rafinorul Arpechin Pitești, Viitorul Bârla 5-1, Juventus Bascov, Viitorul Lunca Corbului 0-5, AS Izvoru Energia Stolnici 2-4, Unirea Hârsești, AS Miroș 2-3, Recolta Slobozia Speranța Cornățel 10-0, Steaua Negraș Progresul Recea 5-1, Unirea Tricolor Șerbănești, AS Popești 2-3, AS Căldăraru Viitorul Ștefan cel Mare 1-4. Conduce în clasament această serie Rafinorul Arpechin Pitești, 10 victorii și 2 rezultate de egalitate, în total 32 de puncte.